Acestea sunt primele imagini din tirul echipat special pentru a deservi spitalele cu regim COVID din România. Sunt 5 astfel de unități în toată țara, iar unul dintre ele se află la Pitești. Mașina conține 12 paturi complet echipate și adaptate condițiilor impuse de tratamentul împotriva COVID. Avem acest ATI mobil, cum ne place nouă să spunem, care poate să aibă spre supraveghere medicală permanentă pacienții care au nevoie de terapie intensivă. Momentul în care a fost adusă această mașină este cum nu se poate mai bun, din moment ce secția de specialitate a spitalului din Pitești a ajuns la capacitate maximă, asta în condițiile în care și până acum pacienții din județul Argeș au fost trimiși la București, la Caracal sau în alte locuri din țară. Virusul este printre noi, virusul există, boala este foarte înșelătoare, cu debut asimptomatic, cu schimbarea bruscă a stării de sănătate, atenție, în ziua 9-10, da? Terapia intensivă la noi este plină, cele 15 paturi. Avem o problemă și lumea trebuie să înțeleagă că suntem după 3-4 luni de pandemie, în ultima lună de supra-solicitare, doar 8 medici de ATI, deci de terapie intensivă avem. Chiar astăzi au fost făcute primele solicitări pentru internarea a 2 pacienți la secția din Pitești. Automat, aceasta fiind plină, cei 2 vor fi internați direct în acest tir. Ambulanțele cu personal complet echipat îi vor aduce la spitalul din Pitești și vor sta aici pe perioada tratamentului.